Breaking news. În urmă cu puțin timp, Florin Câțu a anunțat că România va încerca să producă vaccin anticovid la Institutul Cantacuzino. Pe de altă parte, avem un răspuns neoficial din partea celor de la institut care spun că nu știu despre acest lucru. La institut, Tatiana, au fost probleme de ani de zile. Ultimul vaccin antigripal care s-a produs acolo a fost în 2009. Ne-ar ajuta acest vaccin să mărim viteza dacă vom produce la noi în țară? Siguranță, orice cantitate de vaccin în plus este binevenită. Știi.